în România Fast Forward. Internetul este principalul mediu în care rezultatele investițiilor din publicitate pot fi măsurate rapid. Acesta este și motivul pentru care au apărut afacerile de tip marketing afiliat. Ca să înțelegem ce faceți, cum descriem activitatea voastră? Practic, ce poate să facă un brand prin intermediul nostru este să descopere generatori de vânzări online sau oameni capabili să îi amplifice mesajul brandului. Dăm un exemplu concret. Cineva care are un magazin online și vrea să-și vândă produsele, că vorbim de haine sau alte produse, cum ajunge la clientul final astfel încât să-și vândă marca? El ce trebuie să facă este să își definească un procent din vânzări pe care dorește să-l plătească pentru publicitate și partenerii pe care îi va găsi prin intermediul platformei îl vor promova. Adică influenceri sau afiliați, acei oameni pricepuți la mediul online care sunt dispuși să scrie articole sau să creeze conținut video prin care să crească imaginea pentru un anumit produs sau serviciu. Pot să ajung să lucrez cu influenceri cu milioane de utili de fani pe Facebook, Instagram. Adică oameni care se pricep la internet știu să-ți promoveze un produs pe pagina lor sau pe pagina lor și nu numai, pune link-uri către magazinele online din platforma și în momentul în care un cititor al acestui site apasă pe un link de afiliere, ajunge în site-ul advertiserului și plasează o comandă, în momentul respectiv, afiliatul care are site-ul, care a scris articolele, primește un comision. Primește bani. Primește bani. Poți vedea în orice moment cine ți-a trimis cel mai mult trafic, cine a generat cel mai multe vânzări, cine are cel mai bun randament sau rată de conversie. Ajungi să plătești vânzările, să plătești promovarea după ce vânzările au avut loc, după ce ai încasat banii. Afiliatul primește, este răsplătit doar pentru comenzile finalizate. Dacă vânzarea nu se generează, atunci nu primește niciun ban. Creăm o oportunitate profesională pentru toți oamenii ăștia, dându-le niște clienți, o platformă bună pe care să-și încerce puterile. Și niște bani la final. Și niște bani la final. Dacă te-ai prins cum merge, faci bani foarte repede. Dacă nu te-ai prins cum merge, faci foarte multă muncă neplătită. Îi conectați voi sau iau legătura singuri cu oamenii pe care ei cred potriviți pentru produsul lor? Indiferent de ce rol ai în platformă, poți să te descurci singur 100%, să-ți negociezi condițiile de colaborare. Astăzi, oricine poate să colaboreze cu brandul oricât de mari sau de mici din toată lumea. Ei în principiu au nevoie de vânzări sau de notorietate și noi putem să le oferim ambele aspecte ale acestei promovări. Practic un business obține 14 euro la fiecare euro pe care îl investește în marketing. Cum ai caracteriza această afacere? Nu m-am gândit niciodată să-i pun o etichetă, dar e un business de utilitate comunitară. Este nevoie de o platformă care să aibă entuziasmul și energia de a capacita forța tinerilor care au elanul de a face bani din intermediere în e-commerce. Noi am fost primii care a popularizat ideea în România. Era 2008 și nimeni nu știa ce înseamnă afiliere. Piața de promovare online românească era încă necoaptă. Tot conceptul care era pe blog era ideea de CPM, adică să pui bannere pe bloguri și plătești pe afișări. Și nu conta dacă afișările erau valide, dacă actually făceau ceva vânzări, dacă audiența se potrivea. Ei plăteau 100 de euro, 200 de euro și apoi sperau că o să le vină ceva client. Și de multe ori aruncau banii aia pe geam. Am avut norocul că am avut o grămadă de oameni care au sprijinit ideea început. Eventual, nu neapărat ideea, dar și pe mine. Cu sprijin financiar de la prieteni, a reușit să-și pună ideea în practică. Dar pentru a crește, a căutat investitori. În 2008, Radu Suneanu, founderul companiei, a mers la un eveniment de startup-uri în NetCamp în 2008 și a piciuit această idee a unei rețele de afiliere în România. Eu eram în sală la momentul respectiv. Mi-a povestit după că mi s-a părut cea mai idiotă idee din lume și a ieșit din sală pentru că i s-a părut că există că așa ceva nu există. Întâlnirea a fost totuși de bun augur pentru amândoi. S-au împrietenit câteva luni mai târziu și au început să colaboreze.
eu eram, nu știu dacă să zic chiar mentorului, dar undeva într-o zonă de genul ăsta. Și îmi spunea că el ar vrea să se focuseze pe tehnologie. El își dorea să îi predea altcuiva această, mă rog, operare a business-ului. La fel cum, you know, mi-am dorit să plec din Oradea, să mă mut în Timișoara, după aceea să mă mut în București, să încep o companie acolo, am vrut mai mult, am vrut să merg în state, să încerc să fac companie aici. M-am hotărât să vând și Dorin era persoana care cumva click the best cu ceea ce vreau să facem. Au bătut palma, iar Dorin Boerescu a preluat compania. Credeam că în câțiva ani, în 2-3 ani, o să ajung cu business-ul ăsta la 1.000.000 de euro cifră de afaceri, după care să îl vând. Dar visul a crescut mult mai bine și mai frumos decât îți imaginai, pentru că de la o investiție de 50.000 de euro inițial, ai ajuns acum la o afacere de cât? Aproape 3 milioane de euro cifră de afaceri am avut anul trecut. Ne-am extins pe piețele din regiune. Pe câte piețe sunteți? Pe 6 piețe, dar platforma noastră poate fi folosită oriunde în lume. Este practic o platformă europeană care poate funcționa în orice limbă, în orice monedă. La nivel de afiliați, cum arătați? Câți afiliați aveți? În platformă sunt la ora actuală peste 60.000 de conturi de oameni interesați să promoveze brandurile din platformă. Afiliații niciodată nu plătesc pentru a fi prezenți în platformă. Compania românească, întinsă regional, și-a câștigat piața prin inovație. Dezvoltăm propria tehnologie. Acum scriem și cod pentru dezvoltarea platformei. Ceea ce nu prea se întâmplă în companii, majoritatea fac crowdsourcing. Noi și vindem codul pe care îl scriem, nu doar îl scriem. Și suntem probabil una dintre puținele companii românești, capital românesc care fac asta. Iar dezvoltarea puternică a venit și ca urmare a investițiilor pe care echipa a reușit să le atragă. Ce faci în compania asta de fapt? Ce te impresiona pe tine în compania asta de ai venit cu bani? Ei gestionau o comunitate crescândă de afiliați. Marketing superheroes. Super eroi de marketing. Din punctul meu de vedere, ăștia sunt un fel de micro-antreprenori. Al doilea lucru, tehnologie. Ei veneau cu o tehnologie care în industria lor de affiliated marketing este revoluționară. De multe ori noi construim un avion în timp ce e în zbor. Nu-ți permiți să aterizezi. Orice încercare de a face orice chestie ambițioasă fără finanțare nu va ajunge niciunde. Costă foarte mult să dezvolți tehnologie în România. Am făcut practic prima sindicalizare de investiție de care știu eu, au mai multor business angels, tocmai că sunt vreo 20 ceva de acționari. Și chiar dacă sunt mai mulți acționari în companie, frâiele afacerii sunt ținute în continuare de Dorin Boerescu. A făcut greșeli? Da, tot timpul. Business-ul este o activitate fundamental bazată pe greșeli din care învățăm. Inșalac învățăm, dacă nu învățăm e nasol. Cum a reușit în afaceri până acum? Prin viziunea interesantă pe care o are el. Poate să facă lucruri la care nimeni nu s-a gândit. Înainte să intri în această afacere, ai avut mai multe încercări de antreprenoriat, de business. Am descoperit publicitatea în regie în 94 sau 93, dacă nu mă înșel. În regie, piață foarte mare de oameni care caută să câștige niște bani pe termen scurt. Era foarte ușor să angajez promote. Am fost agent de vânzări prima oară, am încheiat multe contracte și am luat niște comisioane interesante și am fost Moș Crăciun la oameni în casă. Mai târziu mi-am deschis am avut o măsuță stradală în care am vândut ciocolată și țigări în fața unui sediu de bancă și a unui spital. Atunci am înțeles cât de important este să fii la momentul, la ora potrivită la post, în sensul că dacă mă trezeam să fiu la 7 cu măsura stradală deschisă, între 7 și 8 vindeam cât vindeam de la 8 până seara.